Domnule Kösinger, când s-a deschis în Basarabeasca oficiul teritorial al misiunii EUBAM și până când este prelungit termenul aflării dumneavoastră la frontiera dintre Moldova și Ucraina? The field office Oficiul teritorial basarabeasc a fost deschis la 1 august în anul 2006. În conformitate cu ultimul acord încheiat între Uniunea Europeană, Guvernul Republicii Moldova și al Ucrainei, misiunea și-a prelungit mandatul până la 30 noiembrie 2011. Care este scopul misiunii dumneavoastră? Cele mai importante scopuri și obiective ale misiunii sunt lucrul comun dintre Moldova și Ucraina la potrivirea standardelor și procedurilor lor la frontiere cu cele prevalente în țările membre ale Uniunii Europene. Ce rezultate ați obținut în perioada de activitate? În perioada de activitate, misiunea a obținut rezultate ca supraveghere și gestionare sporită a frontierei. Am înregistrat îmbunătățire în ceea ce ține de verificarea automobilelor, a mărfii și a persoanelor la punctele de trecere a frontierei. Aceasta se datorează cel puțin parțial consultanței și prezenței experților noștri. Împreună cu activitatea de monitorizare sporită din partea colegilor noștri, aceasta a contribuit la descoperirea recentă a cazurilor de contrabandă a cărnii în proporții extrem de mari. Până la data de astăzi, 6 operațiuni comune au avut loc. Acest lucru a dus la detectarea contrabandei, a migrației ilegale și fraudelor vamale. Care este contingentul reprezentanților și din ce țări sunt specialiștii care lucrează în oficiul teritorial? We are 9 international experts and 9 local staff. În oficiul teritorial Basarabeasca avem 18 persoane, 9 internaționali și 9 naționali. Experții internaționali sunt reprezentanții Serviciului de Grăniceri și Serviciul Vamal al următoarelor țări: Polonia, România, Bulgaria, Austria, Finlanda, Slovacia și Germania. Pe ce sector al frontierei Moldova și Ucraina lucrează reprezentanții dumneavoastră și care sunt împuternicirile dumneavoastră? Our area of responsibility. Zona de responsabilitate a oficiului teritorial Basarabeasca este frontiera moldo-ucraineană, începând de la portul fluvial Giurgiulești, în Republica Moldova și încheiindu-se cu Ucrainca. În zona noastră de responsabilitate avem 2 porturi, 18 puncte de trecere a frontierii și 3 puncte de trecere a cărei ferate. Misiunea, în general, este un organ tehnic consultativ, și nu are puteri executive. Ce încălcări ați observat în activitatea serviciului de frontieră și vamal? În conformitate cu observările efectuate de către misiune, cele mai întâlnite încălcări registrate la frontieră sunt trecerea ilegală a frontierei, falsificarea documentelor, cât și contrabanda mărfurilor, cum ar fi țigările, mărfurile de larg consum, produsele alimentare și alcool. În opinia dumneavoastră, ce trebuie de întreprins pentru a apropia activitatea punctelor noastre de trecere de standardele europene? După cum a fost observat în ultimii ani, toți partenerii noștri au realizat progrese semnificative în număr de domenii, inclusiv a sistemului de gestionare a riscurilor. Misiunea EUBAM a observat îmbunătățiri în verificarea vehiculilor, bunurilor și persoanelor la punctele de trecere a frontierii, deși există încă un loc de îmbunătățire a situațiilor. La fel, este necesară alocarea resurselor financiare în domeniul infrastructurii. Vă mulțumim pentru interviu și credem că informația oferită de dumneavoastră va fi foarte importantă pentru telespectatorii noștri.